Sons et rythmes en France. Sunete și ritmuri în Franța. Un curs de limbă, cultură și civilizație franceză. La France médiévale. Roman courtois, fin amour, compagnonnage, troubadour, trouvère, alba. Vă prezentăm la această ediție a cursului nostru ultimul episod din relatarea cavalerului Calo Grenon, personaj din romanul lui Chrétien de Troyes, Yvain ou le Chevalier au Lion, Yvain sau Cavalerul cu Leul, roman datând din secolul al XII-lea. Reamintim că unul dintre sensurile cuvântului roman, cel de care ne ocupăm noi, este de gen literar scris, construit pe narațiune. Asociat cu termenul courtois, roman courtois, așadar, are sensul de narațiune a unor întâmplări sau aventuri legate de curtea regelui sau de curțile senioriale. Cel mai cunoscut ciclu de astfel de romane este cel al regelui Arthur și al Cavalerilor Mesei Rotunde. Fragmentul pe care l-am ales din romanul Yvain sau Cavalerul cu Leul, de Chrétien de Troyes, cuprinde povestea aventurii lui Calo Grenon, unul dintre cavalerii regelui Arthur. Calo Grenon se află în pădurea Broseliande, în care se găsește o fântână. Dacă se varsă apa pe ghizdurile fântânii, se produce o furtună puternică ce distruge totul în jur. Pădurea este apărată de un cavaler care luptă cu orice intrus ce ar dori să producă furtuna. În episoadele anterioare v-am prezentat descrierea pădurii și a fântânii, furtuna produsă de Calo Grenon și amenințarea acestuia de către Esclados Leroux, cavalerul pădurii. Domeniul cavalerului pădurii se află sub o vrajă. Faptele empirice sunt limpezi, dar legătura dintre ele nu este. De ce fântâna, dacă e udată, produce vijelie? Aici se sugerează că e o relație magică. De altfel, ghizdul fântânii la Margel du Puy este făcut d'un seul emerald, dintr-un smarald uriaș, iar dedesubtul lui se află patru rubine, quatre rubis plus flamboyants et plus rouges que ne le soleil au matin. La pierre était faite d'un seul emerald, percé comme une outre, et il y avait quatre rubis dessous, plus flamboyants et plus rouges que naît le soleil au matin, quand il paraît à l'Orient. Pietrele prețioase au o valoare mistică în general, deoarece în luminozitatea și inalterabilitatea lor se vede un simbol al realităților anagogice, adică din lumea de la sfârșitul timpului. Vraja este în chip incontestabil păgubitoare pentru oameni, dar ea este legată și de o atracție irezistibilă. Așa se întâmplă într-un Mabinogi galez, o povestire mitico-folclorică din țara Galilor, care se numește Manawydan, fiul lui Lir. Aici eroii ajung pe rând la o fântână de marmură, deasupra căreia se află un vas de aur, prins cu patru lanțuri subțiri de aur, care atârnă de undeva de sus, dar al căror capăt nu se vede, pierzându-se în cer. O forță de neînvins îi determină să încerce să ia apă cu acel vas, dar mâinile lor rămân prinse de el. De altfel, dacă poate fi luată în considerare interpretarea după care în romanul lui Chrétien este vorba de fântâna de la Barenton, modelul este unul real. Pădurea de la Pimpon, la vest de orașul francez Rennes, este un rest din faimoasa Broseliande. Aici există un izvor unde apa apare a clocoti, deoarece printr-o fisură a scoarței pământului iese la suprafață azot, un gaz inofensiv sub această formă. Ori Chrétien de Troyes amintește că apa pare să fiarbă.
Quant à la fontaine, vous pouvez croire qu'elle bouillait comme de l'eau chaude. Quant à la fontaine, vous pouvez croire qu'elle bouillait comme de l'eau chaude. Dar apa este rece, ba chiar păstrează o temperatură aproape constantă, între 9 și 11 grade Celsius în orice anotimp. Numele fântânii Barenton ar putea indica un sanctuar al zeului Belenos, al galilor. Chrétien avea desigur acces la surse de tradiție orală referitoare la legende pe care azi nu le cunoaștem. De pildă, motivul stăpânului pădurii poate fi legat de o tradiție romană, la care se referă celebra lucrare Creanga de aur a lui Sir James Fraser. Partea de referire la tradiție se echilibrează la Chrétien cu partea de imaginație, iar imaginațiile lui au fost luate de urmași drept tradiție, așa cum s-a întâmplat desigur și înainte. Însă el pune o ordine uimitoare în materialul pe care îl preia. De pildă, discursul cavalerului pădurii, Esclados Leroux, este un model de elocuție juridică într-un proces civil pentru daune. L'ami, sans m'avoir adressé de provocation, vous m'avez infligé un affront et un outrage considérable. Vous auriez dû m'avertir d'avoir à me tenir sur mes gardes s'il y avait eu querelle entre nous, ou au moins réclamer justice avant de me faire la guerre. Mais si je puis en venir à bout, mon cher ami, c'est sur vous que retombera la punition du dommage qui est manifeste. Je n'ai qu'à regarder autour de moi pour voir que mon bois a été jeté à terre. Quiconque est battu a le droit de se plaindre, et moi je me plains. Ma cause est juste, car vous m'avez chassé de mon manoir avec les foudres et la pluie. Vous avez commis là une action qui me porte préjudice, et maudit soit qu'il l'approuve, car contre mon bois et mon château, vous avez lancé une telle attaque qu'il ne m'aurait servi à rien d'avoir le secours d'hommes d'armes ou de murailles. Jamais personne, en pareille circonstance, ne se serait senti en sécurité, quand bien même il aurait été dans une forteresse de pierre dure ou de bois. Mais sachez bien que désormais, vous n'aurez de moi ni trêve ni paix. L'ami, sans m'avoir adressé de provocation, vous m'avez infligé un affront et un outrage considérable. Vous auriez dû m'avertir d'avoir à me tenir sur mes gardes s'il y avait eu querelle entre nous, ou au moins réclamer justice avant de me faire la guerre. Je n'ai qu'à regarder autour de moi pour voir que mon bois a été jeté à terre. Quiconque est battu a le droit de se plaindre, et moi je me plains, ma cause est juste, car vous m'avez chassé de mon manoir avec les foudres et la pluie. Vous avez commis là une action qui me porte préjudice, et maudit soit qu'il approuve, car contre mon bois et mon château, vous avez lancé une telle attaque qu'il ne m'aurait servi à rien d'avoir le secours d'hommes d'armes ou de murailles. Jamais personne en pareille circonstance ne se serait senti en sécurité, quand bien même il aurait été dans une forteresse de pierre dure ou de bois. Mais sachez bien que désormais, vous n'aurez de moi ni trêve ni paix. Romanul îi învață pe cititori cum să vorbească dacă au depledat în fața judecății. Faptul era util pentru orice particular. Pe vremea aceea abia se născuse prima facultate de drept, la Montpellier, în 1160. Dar sancțiunea dreptului în romanul lui Chrétien este forța. Esclados își dovedește dreptatea învingându-l pe Calogrono. Nous nous précipitons l'un contre l'autre, tenant nos écus attachés aux bras et chacun se couvrant ainsi du sien. Le chevalier avait un bon cheval et une lance solide. En outre, il était incontestablement une tête entière plus grand que moi. Ainsi, je me trouvais tout à fait en état d'infériorité, car j'étais plus petit que lui et son cheval était plus robuste que le mien. Je m'en tiens strictement à la vérité, sachez-le bien, pour couvrir ma honte. Je lui portais le plus grand coup que je pus, jamais je ne montre de mollesse dans ce domaine, et je l'atteignis sur le sommet de son écu. J'y avais mis toute ma force, si bien que ma lance vola en morceaux, tandis que la sienne restait intacte.
car elle n'était pas légère, mais pesait plus, à mon avis, qu'aucune lance de chevalier. Jamais encore je n'en avais vu d'aussi grosse. Le chevalier me frappa si rudement qu'il me fit basculer par-dessus la croupe de mon cheval et me jeta à terre, étendu de mon long. Il me laissa ainsi honteux et humilié, sans jamais plus m'accorder un regard. Il s'empara de mon cheval, et moi, il me laissa pour repartir par où il était venu. Quant à moi, complètement désemparé, je demeurai là, désolé et en proie à de tristes pensées. L'un contre l'autre, unul împotriva celuilalt. L'écu, scutul. Pour couvrir ma honte, ca să mă spăl de rușine. Frappé, a lovi. Rudement, crunt. Honteux, rușinat. Il s'empara de mon cheval, îmi luă calul. Dezamparé, neștiind ce era de făcut. En proie de triste pensée, pradă gândurilor negre. Nous nous précipitons l'un contre l'autre, tenant nos écus attachés aux bras, et chacun se couvrant ainsi du sien. Le chevalier avait un bon cheval et une lance solide. En outre, il était incontestablement une tête entière plus grande que moi. Ainsi, je me trouvais tout à fait en état d'infériorité, car j'étais plus petit que lui et son cheval était plus robuste que le mien. Je m'en tiens strictement à la vérité, sachez-le, bien, pour couvrir ma honte. Je lui portai le plus grand coup que je pus. Jamais je ne me montre de mollesse dans ce domaine. Et je l'atteignis sur le sommet de son écu. J'y avais mis toute ma force, si bien que ma lance vola en morceaux, tandis que la sienne restait intacte, car elle n'était pas légère, mais pesait plus, à mon avis, qu'aucune lance de chevalier jamais encore je n'en avais vu de si grosse. Le chevalier me frappa si rudement qu'il me fit basculer par-dessus la croupe de mon cheval et me jeta à terre étendu de tout mon long. Il me laissa ainsi honteux et humilié, sans jamais plus m'accorder un regard. Il s'empara de mon cheval, et moi, il me laissa, pour repartir par où il était venu. Quant à moi, complètement désemparé, je demeurai là, désolé, et en proie à de tristes pensées. Ne-am înfruntat, ținând strâns scutul cu care ne acopeream fiecare trupul. Cavalerul avea un cal bun și lancea solidă, fără îndoială că era cu un cap mai înalt decât mine. Sorții de izbândă nu erau de partea mea. Eu eram mai scund decât dușmanul meu, iar calul era mai vlăguit decât al său. Vă spun adevărul curat ca să mă spăl de ocară. Nu m-am cruțat însă și am dat o lovitură cât am putut de crâncenă. Încordându-mă tot, îi atinsei partea de sus a scutului, dar lancea îmi zbură în bucăți. Lancea dușmanului meu rămase întreagă. Nu era deloc ușoară, dimpotrivă, cred că atârna mai greu decât lancea oricărui cavaler. Niciodată nu văzusem vreuna atât de mare. Cavalerul mă lovi atât de crunt încât căzui de pe cal. Străinul mă lăsa apoi rușinat și neputincios, zăcând la pământ, îndepărtându-se fără a mă învrednici măcar cu privirea. Îmi luă calul și mă părăsi, pierzându-se în bungeturi. Neștiind ce era de făcut, am rămas mâniat și cufundat în negre gânduri. Da, victoria este a lui Dumnezeu, ca și dreptul, justiția, iar Iehova este Dumnezeul armatelor, Sabaot. Iar între faptul că Dumnezeu este acela care dă izbândă și faptul că nu mi-o dă mie, ci dușmanului meu, este o profundă concordanță. Asta înseamnă că eu nu sunt demn. Ivan își va putea scrie destinul altfel pentru că îl învinge pe cavalerul pădurii. Ați observat că Logrenau este orgolios, spune lămurit că adversarul lui era mai mare și mai greu, scoate în evidență tot ce poate minimiza înfrângerea, dar nu o ascunde. Iar înfrângerea face parte din condiția umană. Iată ce vrem noi astăzi să ascundem cu orice preț. Evul mediu este mai puțin ipocrit. Evul mediu nu se străduiește cât uși de puțin să uite că ne este dată o singură viață, că la capătul ei urmează moartea și că acest scurt parcurs este singura șansă care ne e dată pentru a afla sensul existenței. La France médiévale.
Autor? Conferențiar universitar Ioan Pânzaru. Lectura în franceza modernă? Vanessa Lele și Jamel Abdeselam Ult. Redactor? Oana Georgiana Enăchescu. A colaborat Teodora Stanciu.